Ieri la Curtea de Apel București a avut loc unul din cele patru procese pe care le am cu Daniel Ionașu, pe care mi le-a intentat acesta, de fapt. Era cam cel mai important pentru că ajunsese la Curtea de Apel și urma să se dea soluție. Domnul Daniel Ionașcu știa ce verdict o să se dea în acest proces și bineînțeles că a apelat la un tertip. Nu a venit, nu s-a prezentat, din motiv că s-a îmbolnăvit avocata care îl reprezintă pe acesta. Această avocată s-a îmbolnăvit fix în ziua în care avea loc procesul. Ați eliberat dumneavoastră această adeverință? Da. Și ce s-a întâmplat sau ce motivare a existat? Pentru că acest document medical a fost depus la un dosar la Curtea de Apel în care a putut să justifice faptul că nu se putea prezenta în ziua respectivă. Da, era bolnavă. În Timișoara, la dumneavoastră, la cabinet? Da, da. Am înțeles. Și s-a recomandat repaus fix în ziua respectivă? Da, 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 da. Era cu dureri mari de spate și din cauza asta. Pentru câte zile, doamna doctor? Numai pentru 2-3 zile i-am spus să stea. Am înțeles. Necesită tratament sau vreo operație? Nu, operația nu necesita. A mai avut astfel de situații? Da, da, da. În schimb, au fost prezenți niște clienți de avocatului. Vedeți cum au fost și cum sunt tratați clienții domnului avocat Daniel Ionașcu. Acei clienți nu sunt inventați de mine, nu i-am învățat eu ce să spună, dar spun cam toți același lucru. Spune că vine la proces și nu vine, mă duc singură și am pierdut, m-a executat. Și nu pe mine, o executa pe fratele meu. Mai sunt victime foarte multe, foarte multe mai sunt victime ca noi și nimeni nu ia nicio măsură. În momentul ăla am crezut că fac atac de cort, pentru că nu știam din SMS ce reprezintă această sumă, unde sunt datoare. Am sunat executorul, mi-a spus că este vorba despre un contract cu domnul Daniel Ionașcu. Așa, și i-am spus, domnule, dar cum executați un om doar pe baza unui contract, fără să aveți alte date? A, doamnă, dar vă mai uitați atât că dumneavoastră sunteți puiul cu 38.000 de lei. Am acum dosare de la domnul Ionașcu cu miliarde. Sunt distrusă, domnul meu, fiindcă băiatul mi-a fost scos de la aparat în 2009, la comandă telefonică. Fata a avut foarte multe încercări de viață și de moarte. A stat 7 luni de zile în sanatoriul din Nuces, județul Bihor. 32.000 de lei să vină să mă susțină procesul ăla. Era practic o audiere pentru, cum să vă, o revizuire. Și-a trebuit să mă duc să plătesc 80.000 de lei am plătit la sulte care au fost date de judecătorie. Și acolo a fost o potlogărie mare de tot. Și am plătit și cazare, și avion, și toate astea au intrat în 32.000. El nu mai venit deloc. La proces nu s-a prezentat, la primul proces nu s-a prezentat și ne-a trimis o fată unde fata ne-a spus, domnule, eu sunt stagiară, eu nu știu de unde, chiar și domnul președinte a spus atunci, cu ce dovezi, cu ce aia, cu apărare. Da, cu ce apărare, îmi zice, păi nu sunt pregătită. Când a ieșit afară, domnișoara de la Galația, da, ne-a spus, domnule, îmi pare rău, eu sunt stagiară, eu nu prea mă pricep, trebuie să vorbiți cu domnul Ionașcu pentru... Da, da, ne-a spus adevărul. Care sunt sentimentele care vă trec în această perioadă, văzând și situațiile similare ale altor oameni care, cu care a stat de vorbă astăzi la termenul pe care l-a avut Mihai Toader în procesul cu Daniel Ionașcu? Domnule, sunt un băiat de 53 de ani, sunt în putere, am o fermuliță proprie, mă descurc, mă zban, muncesc, dar mi se rupe sufletul când văd atâția oameni bătrâni de 70-80 de ani târâși pentru problemele astea. Bănuiesc că, nu știu, poate cineva se va sesiza, va lua niște măsuri că acest om nu merită să exercite așa ceva.
mă surprinde că eu am o vârstă cât de cât onorabilă, dar când am văzut astăzi oameni de 75-80 de ani abia se târăsc, când am văzut un om al străzii, că, adică m-a uimit ce am putut să văd astăzi aici la Curtea de Apel. Ce părere aveți de practica acestuia privind procesele pe care le intentează împotriva clienților care se dovedesc a fi nemulțuiți în cele din urmă de prestația pe care nu și-o duce la bun sfârșit? Domnule, prestația este pusă la punct, minuțios, un plan diabolic. Nu cred că se mai întâmplă într-o țară de drept așa ceva. Deci am constatat acum, în zilele care au decurs, că își alege victimile bătrâni sau neputincioși sau ca mine, care s-au prezentat oameni slabi. Eu așa consider, așa am văzut. Asta e punctul meu de vedere. Și eu nu m-am somn, merg cu povestea mea, eu nu dorm nopțile. De 5 ani de zile să dureze un proces, domnul, 4 ani și jumătate un proces, de ce? Să fac 40 de drumuri București, Iași și retur pe cheltuiala mea pe, și spunea avocata de acolo, doamnă, o să câștigați. Nu am câștigat nimica. În momentul ăla am crezut că fac atac de cort, pentru că nu știam din SMS ce reprezintă această sumă, unde sunt datoare. Am sunat executorul, mi-a spus că este vorba despre un contract cu domnul Daniel Ionașcu. Așa, și i-am spus, domnule, dar cum executați un om doar pe baza unui contract, fără să aveți alte date? A, doamnă, dar vă mai vă uitați atât, că dumneavoastră sunteți puiul cu 38.000 de lei. Am acum dosare de la domnul Ionașcu cu miliarde. În februarie 2019 am încheiat un contract cu dumnealui pe obiectul contractului fiind aplicarea articolului 19 din contractul colectiv de muncă la nivel de ramură și am cerut un punct de vedere legal și am primit răspunsul și contractul a devenit nul. L-am contactat telefonic pe domnul avocat. Cum l-ați găsit pe avocatul? Foarte simplu, pentru că are numărul de telefon pe internet, a răspuns imediat când, parcă ne simte când avem nevoie de încheiat contract, răspunde prompt. Dar problema e că după ce începe procedura contractului sau așa, nu mai răspunde dumnealui. Discuția, cum ați parcurs-o cu acesta? Adică păi ce nu, i-am spus clar, nu m-a întrebat, i-am spus bună ziua domnul avocat, contractul încheiat cu dumneavoastră devine nul pentru că mi s-a răspuns de la minister că nu am dreptate. Bine, doamnă, bună ziua, bună ziua. Joi, 9 februarie 2023 și contractul a fost încheiat pe 5 februarie 2019. În acest timp nu am primit nimic, nici citație, nici un alt document privind acest contract. Mă trezesc cu SMS, cum că mi s-au blocat conturile până la plata integrală a sumei de 38.000 de lei. 32 valoarea de mii, valoarea contractului plus 4.500 valoarea executorului judecătoresc. Cum v-ați simțit în acest timp? Foarte rău, deci foarte rău. M-am simțit, am apelat la tratament ca să pot să trec de acest coșmar. E un coșmar, încă nu mi-am revenit din șoc. Cred că instanța o să ne facă dreptate și alți oameni nu vor mai apela la serviciile domnului avocat să scăpăm țara de acest avocat excroc. Pornim de la un proces, să zicem, de divorț, am ajuns să pierd o casă, dar nu numai una, ci două. Una fiind a fiicei mele în Arcului 14-a și a doua în sectorul 3. Culmea este că pentru sectorul 3 eu am achitat tot prețul în timpul unei căsătorii de 38 de ani. Din păcate, nici în instanță și nici fostul soț n-au ținut cont că plata o făcusem eu, numai eu.
cecul mi-a dat această dovadă. Plata pe ce anume? Pe prețul unui apartament. Vreau să vă spun că nimeni n-a ținut cont că erau bani plătiți de la primul la ultimul leu. Asta înseamnă că doar am achitat, nu că sunt proprietar. Așa răspunde cecul. Și astfel am rămas în stradă la 74 de ani. Fiica mea a rămas și ea în stradă, în Arcului 14-a, unde a avut contract de închiriere cu RAPPS-ul. Tatăl ei adoptiv, un unchi de-al meu, a fost ambasador. Și dumnealui avea dreptul, după lege, să ocupe o locuință. În momentul în care și fetei s-au luat casa, și mie, fiecare în altă parte, s-a pus problema că eu fiind totore pentru Mădărina, ambele trebuie să locuim la aceeași adresă. Ori nemai având unde locui, fata e la zil, pentru ea trebuie să plătesc 35 de milioane. 3.500 de lei. În fiecare lună, până pe 3 luna următoare, trebuie să achit acești bani. Vă dați seama că aceste hotărâri, care sunt poprire pe pensia mea, în primul rând, ne împiedică pur și simplu să existăm. Numai cine poate să facă, să spunem, o vizită la un asemenea azil și atunci ar da seama ce înseamnă să fii mamă pentru un unic copil care mai e în viață. Eu am avut doi. Unul nu mai e în viață din 2009, iar Mădălina a avut până acum 7 morți clinice. Deci copilul ăsta are nevoie de îngrijire specială, de supraveghere permanentă și de nenorocitele medicamente care au distrus sănătatea. Unele asociate au făcut-o să nu mai poată vorbi. Deci centrul vorbirii care se află în spatele frunții este atacat de aceste clinicari. Cui să-i spunem? Fiindcă în loc să fim ajutate, uitați-vă prin ce hotărâri trecem, care sunt toate împotriva pacientului. Cum ați ajuns să colaborați cu avocatul Ionașcu? Da, fiind nevoită să apăr dreptul de locuință, în primul rând. În ce an a început toată această situație? Cu domnul Ionașcu, prin 2011-2012, trebuia să meargă la un recurs, la partaj. Toată lumea știe că avocatul este singurul care poate să plădeze la recurs. Ori domnul Ionașcu nu s-a prezentat, nu mi-a scris niciun material. Am apucat să-i dau din 18 milioane, cât a fost, să spunem, consultația, 16. Ultimele 2 milioane trebuia să-i le predau în sală când pleda. N-am mai făcut-o, de atunci nu ne-am mai întâlnit. Nu pot să ajung la dumnealui fiindcă nu mai am numărul de telefon, iar toată situația este disperată, fiindcă mi s-a pus poprire pe pensie și este a doua poprire consecutivă, fiindcă am mai avut una, aceea fiind legată de partaj. Ce venituri aveți, doamnă? Pensia mea de serviciu, dar și pentru handicap vizual, este acum, după toate sporurile, măririle și așa, 1662. Dar să se țină cont că 500 de lei mi se opresc automat la BRD, fiindcă am făcut un împrumut ca să scap de obligația față de fostul minunatul soț. Și acum, cu intervenția domnului Ionașcu, am pierdut un proces, recursul, am pierdut, cu alte cuvinte, casa pe care numai eu o achitasem în timpul căsătoriei și mai trebuie să plătesc și sulta pe care, sau cheltuieli de judecată, sau eu știu ce pretenții a mai emis dumnealui, în ideea în care, cum să spun, nu a fost prezent la proces. Și documente, un contract de consultanță juridică există? Iertați-mă, nu vreau să spun ce nu mai mi-amintesc exact, dar dumnealui era mereu însoțit de niște elevi care veneau din Basarabia și vă dați seama că oamenii erau în trecere.
deci n-am avut cu cine vorbi constant. De câte ori ați așteptat la ușa domnului avocat în fața blocului? De foarte multe ori și de multe ori îmi deschideau părinții săi, care sunt un etaj mai sus decât cabinetul. Cabinetul este la etajul 1 și părinții locuiau ca și dumneavoastră la etajul 2. Fiindcă vedeți, eu am avut toată încrederea în persoana sa, fiind avocat și preot. Dar cum ați avut această încredere în el? Cum v-a câștigat încrederea? Aici vreau să ajungem. Au fost emisiunile de la Antena 1. Erau cazuri pentru care pleda pe post. Era foarte documentat în tot ce ne explica. Și atunci, știind că e și preot, mi-a câștigat întrebări. Deci ai încredere într-un om în momentul în care vezi că are voce blândă, că se poartă civilizat, că vrea să te ajute. Fiindcă nu oricine acceptă să ajute pe oricine. Și atunci vedeți noastră, cei care ajung în situație limită, speră în, ce să mai zic, minunea lui Dumnezeu. Spune că vine la proces și nu vine, mă duc singură și am pierdut, m-au executat și nu pe mine, m-au executat pe fratele meu și a trebuit să mă duc să plătesc 80.000 de lei am plătit la sulte care au fost date de judecătorie și acolo a fost o potlogărie mare de tot. Dar cum ați ajuns să-l cunoașteți pe acest avocat? Eu, verișoara mea de la Iași, a zis că a câștigat un proces la Iași pe o sentință ușoară, adică ani de vechime a unei prietene de-a ei, o consiliat-o, o reprezentat-o și a câștigat procesul. Și ea îmi spune, măi, ia vezi tu pe Ionașcu ăla, dacă eu stând în București de 33 de ani, m-am interesat de adresă. Am găsit adresa, țuși să vorbesc cu Ionașul. După ce am primit răspunsul de la judecătorie și trebuia să mă duc la tribunal. Am ajuns la tribunal, mi-a dat să plătesc sentința, 3125 de lei și trebuia pe 3 februarie să vină la proces. Eu în 29 ianuarie m-am dus acasă la dumnealui, l-am atenționat. Domnul Ionașcu, avem proces pe data de 3 februarie. Veniți? Da, doamnă, vin. Și am luat și încă 100 de lei și i-am dat-o că l-am deranjat. Se amintesc că e cu procesul. Și m-am dus la proces, crezând că el vine. Când am intrat în instanță, președinta a spus pe cine aveți avocat? Domnul Ionașcu, era trecut acolo în asta și nu, dumnealui nu s-a prezentat. Dar a venit o domnișoară care, doamna președinte, eu spun, dacă nu sunteți dumneavoastră reprezentată, atunci dumneavoastră puteți pleca, sunteți liberă. Aia a plecat și a rămas eu și m-a audiat pe mine. Și când m-a audiat, zice gata. Ca să primeți răspuns acasă, că mi s-a respins datorită faptului că nu s-a prezentat avocatul. Mi-a respins sentința. Câți bani v-a cerut acest avocat? Acest avocat mi-a cerut 1860 taxa de consultație și 32.000. De lei? 32.000 de lei să vină să mă susțină procesul ăla. Era practic o audiere pentru, cum să vă, o revizuire a judecătoriei Iași. O revizuire, o singură dată. Și am plătit și cazare, și avion, și toate astea au intrat în 32.000. El nu mai veni deloc. Și de atunci nu mi-au mai răspuns la telefon. Și când a fost cazul dumneavoastră în instanță? În ce an? În 2021, pe 3 Recent. Februarie. 3 februarie 21. Adică 22, pardon. 21 am încheiat contractul cu domnul avocat. În 5 iunie m-am dus și am plătit consultația la CET. Și a doua zi mergeți și plătiți pe contul meu. Mi-a dat număr de cont tot, 32.000 de lei. Ce v-a făcut să aveți încredere în acest om? L-am văzut tot timpul, plimbându-se pe la televiziuni, venea și spunea că este foarte pentru bătrân să-i ajute, să le dea consultație.
Și am zis eu, mă, o fiți foarte sufletiți și atunci e să vedem dacă pot să rezolv și eu cu dumnealui. Dar n-am rezolvat nimic, am plătit și sulta la persoanele respective, 80.000 de lei. Judecătoria de Iași a considerat că eu ca mama băiatului care a muncit pentru el și el nu putut să-și întemeieze o familie din cauza că s-a născut cu probleme de sănătate. Taicul fiind un bețiv ordinar, a fost conceput pe beție. Și atunci eu ca mamă nu m-am mai recăsătorit, am stat alături de băiat. Când a venit băiatul din armată, fiind așa eu de bucuroasă că am băiat mare, nu știu, eu fiind bolnavă cu 7 operații grele, de coloană, scos ferea cu trăietură mare, 3 operații la intestin. Închipuiți-vă, sunt defrișată de atâtea operații și dureri. A zis, hai să îl iau pe domnul Ionașcu. Îl iau pe domnul Ionașcu, care m-a făcut praf. Numai el a trebuit să vină să facă doar o revizuire a judecătoriei Iași, că mi-a dat toată munca mea. Deci, casa i-a dat-o fostului meu soț, dar nu lui, că el în timpul procesului a murit. Atunci a venit la proces fata lui, care s-a născut în 86, dar eu m-am despărțit de el din 1976, domnule! Ce treabă mai aveam eu cu el? Ce legătură? Tatăl meu a cumpărat o pereche de încălțări sau ceva. Nimic, absolut nimic nu i-a dat. Și atunci a venit judecătoria să-mi facă mie dreptate. Nu mi-a lăsat nimic decât locul de la cimitir care era făcut tot de mine. Cabou care era la cimitir, era tot, și l-am trecut pe numele băiatul și acela mi-a lăsat mie. Mașina care i-am luat-o cu bani băiatului, din moștenirea mamei mele când a murit, i-am luat băiatul o mașină bună, dar de atunci, din 2005, e praf. I-a dat-o tot lor, cu 10.400 care ar trebui să-i plătesc, tot sultă lor. Deci, casa, mașina, și băiatul a avut și 2% pentru pensii, le-a dat lor. Deci, 1 miliard și ceva, și mie nu i-a dat decât locul la cimitir. Și a fost nemulțumită. Pentru asta l-am luat pe domnul Ionașcu, să-mi facă dreptate. O dreptate nu mai este. Ce vă simțiți, doamna, acum? Acum știți cum mă simt cu datorii? Păi am de plătit sulta, domnule. Noi am plătit banii, 2 pensionari suntem. Soțul operat de inimă, cu stimulator la inimă. El se deplasează prin casă așa. Păș, păș, eu am avut grijă de copiliță. Meteam lună de lună bani din pensia mea. Că spunea, mamă, nu am bani. Și eu nu știu cum am murit copilul meu. Vă spun sincer, nu m-a lăsat să mă duc la Iași, să-mi iau copilul, să mi-l îngrijesc. Eu care eram săritoare, dar acum când băiatul a băut un păhărel de țuică adus de taică-su, în ziua de aproape de Paști, în 15, 16 și 17, aprilie 2016, în 2017, băiatul a băut atunci un păhărel de țuică și a doua zi n-a mai putut să înghiți. Și pe mine acolo, fostul meu soț, fiind mai aproape de Iași, s-a dus fuga și mi-a interzis să mă duc să mă ocup de băiat. Dar până atunci nu s-a dus nimeni să ocupe de băiat. Vânda ăla, eu ars esofagul și a vrut special. Nu s-a dus să-l ducă la un doctor decât după 4 luni de zile. Și l-a ținut cu cancer, dar băiatul era solid, era bine, numai cum putea îngheți, că el avea rana aia. Taică-su i-a dat special. Și mie mi-a spus băiatul înainte de a muri, ce tata mi-a făcut felul, în sensul că a vrut să mor eu înaintea lui, că după 6 luni a murit și el, ca să nu particip la averea lui. Și eu nu m-am somnă cu povestea mea, eu nu dorm nopțele de 5 ani de zile. Să dureze un proces, domnul, 4 ani și jumătate, un proces, de ce?
și să fac 40 de drumuri București, Iași și retur pe cheltuiala mea, pe, și spunea avocata de acolo, doamnă, o să câștigați. Nu am câștigat nimica. Pe moartea băiatului meu, practic, a fost o durere, știți? Adică eram în dor și acum sunt în dor eu. Singurul meu băiat, să vă lărește dumneavoastră, m-am avut un băiat de excepție. Uitați ce băiat am avut. Eu mă înțelegeam cu el bine. Am avut un proces, deci procesul 816, 333 din 2013, care a avut loc la judecătoria Vaslui, în legătură cu un proces care o nepoată de-a noastră ne-a dat în judecat, a pretins că a cheltuit niște bani acolo, a investit, pe când n-a investit nimic, banii fiind tot de la noi, de la frați, chiar de la fratii meu care lucra în Franța, pe timpul ăla, de la mine. Și a intervenit procesul ăla, am fost la judecătoria Vaslui, am simțit că suntem furați, am pierdut procesul care am zis că e nedrept. Pe care l-a intentat nepoata. Da, care l-a intentat nepoata. Noi am zis că e nedrept, pentru că știm adevărul și situația care a fost. Fiind vorba de niște bani pe care i-ați dat să-și deschidă o afacere exact împreună cu un italian, da, cum povesteați înainte să filmăm, lucru care nu s-a mai întâmplat și v-aș cerut... Lucru nu s-a mai întâmplat, de fapt noi am fost păcăliți. Că italianul vine cu să investească, când personal am vorbit cu italianul, nu, eu nu vorbesc italiană, vorbesc engleză, am vorbit în engleză și am zis, bă, dar uite ce mi-a zis nepoata mea, că tu vii să investești niște bani și italianul mi-a spus, dar de unde bani? Toți banii mei, mi-a spus așa, am 13.000 de euro, am investit în mașină, un Golf care 7.000 de euro, m-a costat transportul până în România 3.000 de euro și am rămas cu 3.000 de euro. Da, și am pierdut procesul, știind că nu aveau bani, am pierdut procesul la care am apelat la domnul Ionașcu. Cum l-ați cunoscut pe acesta? L-am cunoscut, cineva ne-a dat numărul, dar văzându-l la televizor, la Antena 3, cred că era, sau Antena 1, și la Antena 1 și la 3, văzându-l la televizor, am zis că e un om de credință. Am apelat la domnul Ionașcu, am venit de la Londra personal, am fost la domnul Ionașcu la birou, a zis, da, domnule, i-am explicat situația, a zis, domnul Ionașcu, ce vreau, vreau doar adevărul, nu vreau altceva. A zis, nu se pune problema, am plătit banii, suma de aproape 300 de milioane, în 2016, a venit și procesul. La proces nu s-a prezentat, la primul proces nu s-a prezentat și ne-a trimis o fată, unde fata ne-a spus, domnule, eu sunt stagiară, eu nu știu de unde, chiar și domnul președinte a spus atunci, cu ce dovezi, cu ce... Apărare. Da, cu ce apărare, îmi zice, păi nu sunt pregătită. Când a ieșit afară, domnișoara de la Galația, da, ne-a spus, domnule, îmi pare rău, eu sunt stagiar, eu nu prea mă pricep, trebuie să vorbiți cu domnul Ionașcu. Pentru... Spus adevărul. Da, da, ne-a spus adevărul, la care noi am apelat înapoi, l-am contactat telefonic, să vedem care e situația, că eu vreau, până la urmă, noi, familia, vreau adevărul. Și nu ne-a mai răspuns la telefon, nici la e-mail-uri, avem e-mail-urile care le-am trimis, avem telefon, nu ne-a mai răspuns la telefon niciodată. Am mers pe la barul avocaților, nu s-a luat nicio măsură. Inclusiv, ce să vă spun, chiar... Am apelat chiar pe la televiziuni adică să dezbatem cazul care a fost și chiar nu s-a luat nicio măsură. Și văd că domnul Ionașcu, din câte am văzut eu din media, mai sunt victime foarte multe, foarte multe mai sunt victime ca noi și nimeni nu ia nicio măsură. Cum v-a câștigat încrederea acest avocat? Văzut la televizor, la Antena 1,
mai precis, că la Antena 3 l-am văzut după aia, care a avut și un caz cu cineva din familia noastră. L-am văzut la Antena 1 și tot am zis, domnule, că e, crede în Dumnezeu, tot vorbește de biserică. Am zis că e un om al dreptății, un om al legii, un om al lui Dumnezeu, dar nu prea a fost, după cum și văd și acum, cred că e un om al nedreptății. În anul 2018, luna 11-a, în speță pentru o bucată de teren din fața porții mele de 200 de metri, care m-a trezit cu un titlu de proprietate pe el, instituția neștiind cine a făcut titlul, având fata aici la București, am ales calea și mai ales la cerința fetei mele să angajăm acest avocat, domn Ionașcu, Daniel. N-a durat decât 3 zile, m-am trezit la domiciliu cu dânsul și cu familia, părinții, ambii părinți. Părinții avocatului? Da, vine cu părinții după dânsul și am încheiat un contract. Ce valoare? Valoarea contractului a fost de 316.000 lei. La momentul oportun, după ce am discutat treburile în speță, i-am amânat doar 10.000 de roni din contract în curte la mine. O treime, da. Ca să începem procesul. După o perioadă de 3 săptămâni, m-am trezit cu o ordonanță prezidențială făcută de vecina care mă judecam cu ea, în speță pentru bucata de pământ, și l-am contactat pe domnul avocat, din care m-a rugat să vin la București în secunda 1. Am urcat la mașină cu familia, 4 membrii familiei, și am venit la așa zisul birou al dânsului aici în București. Nu seamănă birou 4 mese și un scaun, dar mă rog, acolo consideră birou. Domnul Zanfirescu, ați făcut o bocănă foarte mare. Ce am făcut, domnule? Păi trebuie alți bani. În același pământ ar fi vorba. În același caz. Păi zic, domnule, cum? Păi eu am venit pregătit la mine cu o sumă de, dacă mai e nevoie în continuare, și corespund, dar nu văd, domnul Zanfirescu, nu mă bag în proces până nu m-a achitat iar o sumă de 316.000 roni. Dar până mâine la ora 12. Și ce reprezintă a doua sumă? Ordonanța aceasta prezidențială în acest teren. Am zburat acasă, am împrumutat de bani, a doua zi la ora 11 i-am pus prin cont de la cec 316.000 roni domnului avocat. Nu contest faptul, mi-a venit la 3 ședințe fiind o ordonanță prezidențială, cu mari întârzieri deja a făcut probleme și pe instanță, domnii judecătorii au prins suspendând ședința de 2-3 ori. A urmat a patra ședință la Târgoviște, apelul în sine, din care dânsul ne-a spus, domnul Zanfirescu, mergeți acasă, gata, procesul l-am câștigat. Bine, domnul, ok. Rămâne în continuare să vă dau banii pentru fondul problemei. Dosarul celălalt deja s-a aflat pe fondul Pucioasei. Nu a mai venit, domnule. Mi-a trimis 4 facturi pro forme, una de 5.000 de lei transport, una de 3.000 de lei care le am, una de... Da, discutați și de transport. Nu. Păi de aceea cred că e motivul de mi-a aprobat înapoi 10.000 de romba roul, că nu speculase în contract și transportul în sine. Dar dânsul aruncă cu sume imense peste omenire. În fine, am pierdut procesul, ordonanța, merg după o lună de zile către Târgoviște și mă sună o nepoțică, du-te și plătește cei 3.000 de lei cheltuielile de judecată în ordonanța prezidențială. Culmea, după 2 luni de zile, să zic aproape 2 luni de zile, îl sun pe dânsul și răspunde la telefon, ceea ce nu mai coabitase cu mine, și zice, domnul Zanfirescu, nu plătiți, domne, niciun leu. Cum să vă plătiți pământul când noi am câștigat? Am depuse la barou toate problemele. A trecut iară 3 săptămâni și m-am trezit cu 12.000 de lei de la executori, la Târgoviște.
văzând că e groasă problema, n-am mai răspuns, am fugit și am dus și acei bani la domnul executor. Mi-a făcut o cerere să scoată dosarul înapoi la rejudecare, nu s-a mai prezentat, a venit un domn stagiar micuț care n-a cunoscut problema și i s-a respins. Și am plătit și acolo 1000 de lei, deci acest om ucide în sensul cuvântului, căci nu-și face treburile care îi aparțin de haina care o poartă. Cum v-a câștigat încrederea avocatul Daniel Ionașu? Domnule, sinceritatea este cea mai frumoasă. Eu cred că și numai eu, aceste zeci de familii, că ne-am găsit și la barou, cel puțin în 2020 ne-am găsit 6 familii odată la barou. Bănuiesc că prin mediatizarea asta cu Antena 3, cu problemele astea, adică cu televizorul a făcut și prin cuvintele alea care le folosește, adică bănuiesc că sunt niște cuvinte frumoase, dar în sânge poartă venin acest om, să nu-mi găsesc cuvinte urâte. Ce aș putea să spun decât, mă rog, ca în continuare, sunt pus pe executare tot de dânsul, că am rămas de fapt să-i mai dau eu din contractul respectiv. Am renunțat în fața instanței la dânsul, după 7 ședințe sau 8, să nu greșesc, nevenite, am renunțat la serviciile dumnealui, fiindcă și așa procesul am pierdut în final. Și ca drept răsplată tot dânsul, că trebuie să-i mai dau 17.000 de ron, m-am trezit cu executare. Am făcut contestație la executare, m-am judecat, l-am câștigat la fondul problemei și la apel i s-a dat dreptate că trebuie să-i mai dau 17.000 de ron. Care sunt sentimentele care vă trec în această perioadă, văzând și situațiile similare ale altor oameni care, cu care a stat de vorbă astăzi la termenul pe care l-a avut Mihai Toader în procesul cu Daniel Ionașcu? Domnule, sunt un băiat de 53 de ani, sunt în putere, am o fermuliță proprie, mă descurc, mă zbat, muncesc, dar mi se rupe sufletul când văd atâția oameni bătrâni de 70-80 de ani târâși pentru problemele astea. Bănuiesc că, nu știu, poate cineva se va sesiza, va lua niște măsuri, că acest om nu merită să exercite așa ceva. Mă surprinde că eu am o vârstă cât de cât onorabilă, dar când am văzut astăzi oameni de 75-80 de ani abia se târăsc, când am văzut un om al străzii, că, adică m-a uimit ce am putut să văd astăzi aici la curtea de apel. A zice că poate cineva va face dreptate în cazul ăsta, măcar pentru viitor, nu știu ceva mai din spate, nu știu ce se mai poate rezolva. Dumneavoastră ați avut curajul și ați luptat împotriva avocatului și mi-ați spus că ați câștigat chiar un proces cu acesta. Despre ce este vorba? Da, domnule, la o perioadă de circa 7 luni de zile de când am renunțat la dânsul, m-am trezit pe poartă la mine acasă cu un plic, că-s chemat în judecată de acest domn avocat Ionașcu. De propriul avocat. De propriul avocat, care îmi cere daune morale de 500.000 de lei cu titlu de daune și să dispună obligarea părâtului că l-am defăimat într-un cotidian, bla bla bla, multe, un termen de hârtie, dintre care eu pe site-ul acela PPU, acum 2 ani, ne-am cunoscut cu niște persoane, într-adevăr, după site, că spuneau la comentarii toți oamenii problemele care le aveam. În scurte cuvinte, după acest proces, domnul avocat Ionașcu a rămas să-mi restituie suma de 3.000 de lei. Deci sunteți un caz fericit. Sunt un caz fericit că l-am câștigat pe dânsul, dar nu mă gândesc la altceva decât că eu sunt o persoană fizică cu două case și o mașină pe numele meu. Nu știu dânsul ce pot să iau dacă l-aș pune pe executare cum a pus dânsul pe mine. Ce v-a făcut să aveți încredere în el? Televiziunea. Deci, văzându-l la emisiunea de pe Antena Stars, cum pune problema de bun credincios, de ajutător al oamenilor, m-a determinat să apelez la serviciile malefice. Vedeți, eu am avut tot încrederea
în persoana sa, fiind avocat și preot. Dar cum ați avut această încredere în el? Cum v-a câștigat încrederea? Aici vreau să ajungem. Au fost emisiunile de la Antena 1. Erau cazuri pentru care pleda pe post. Era foarte documentat în tot ce ne explica. Și atunci, știind că e și preot, mi-a câștigat încrederea. Cum v-a câștigat încrederea acest avocat? Văzut la televizor, la Antena 1, mai precis că la Antena 3 l-am văzut după aia, care a avut și un caz cu cineva din familia noastră. L-am văzut la Antena 1 și tot am zis, domnule, că crede în Dumnezeu, tot vorbește de biserică. Am zis că e un om al dreptății, un om al legii, un om al lui Dumnezeu, dar... Nu prea a fost, după cum și văd și acum. Cred că e un om al nedreptății. A zice că poate cineva va face dreptate în cazul ăsta, măcar pentru viitor. Nu știu ce va mai din spate, nu știu ce se mai poate rezolva. Ce pot să zic? Decât vă doresc sănătate, vă mulțumesc frumos pentru interviul luat și sper să se rezolve problema aceasta. Dumneavoastră ați avut curajul și ați luptat împotriva avocatului și mi-ați spus că ați câștigat chiar un proces cu acesta. Despre ce este vorba? Da, domnule, la o perioadă de circa 7 luni de zile de când am renunțat la dânsul, m-am trezit pe poartă la mine acasă cu un plic, că schemat în judecată de acest domn avocat Ionașcu. De propriul avocat. De propriul avocat. Care îmi cere daune morale de 500.000 de lei cu titlu de daune. Și să dispună obligarea părâtului că l-am defăimat într-un cotidian, bla bla bla, multe, un termen de hârtie. Dintre care, eu pe site-ul acela PPU, acum 2 ani, ne-am cunoscut cu niște persoane, într-adevăr, după site, că spuneau la comentarii toți oamenii. Problemele care le aveam. În scurte cuvinte, după acest proces, domnul avocat Ionașcu a rămas să-mi restituie suma de 3.000 de lei. Deci sunteți un caz Sunt fericit. Sunt un caz aici. Fericit că l-am câștigat pe dânsul, dar nu mă gândesc la altceva decât că eu sunt o persoană fizică cu 2 case și o mașină pe numele meu. Nu știu dânsul ce pot să iau dacă l-aș pune pe executare cum a pus dânsul pe mine.